Muldorita. Acolo, Dragoș? Acolo, la moș. El este Dragoș. L-a așteptat pe moșul cu sufletul la gură, iar când a venit, de emoție, băiețelul nici nu mai știa ce să facă. I-a zâmbit, cald, așa cum doar un copil poate, apoi a desfăcut pe rând cadourile. Multe, pentru că Dragoș este tare cu minte. Ia vezi cine e acolo. Ia uite, tati, ia David! David l-a așteptat pe moșul cu nerăbdare și multe emoții. Nici nu a apucat bătrânul să se așeze, că băiatul i-a și adus lapte cald și prăjituri. Doar a venit de departe. Ce mami, moșul, nimic, moșul, ți-a adus cadouri, dacă ai fost cu minte. Păi salut cu el. Salut, David. Ce mi-a adus și mi-a adus și mie ceva de toată. David, ce trebuie să-i dai tu lui moșul? Eu acum gândesc că am tot minte. Care știe, lasă de jos, moșule, că le dai după aia. Uite, te servește copiii acum. David i-a cântat apoi lui Moș Crăciun și s-a așezat în brațele lui, nerăbdător să primească darurile. Îți dau un cadou dacă duci la moșii. Numai dacă te duci la el și stai la el în brațe. Stai la el în brațe. Hai și zi, Moș Crăciun, câte moșii te doarme. Iar bucuria desfacerii cadourilor a fost unică. Cum spui, David, moșul? Să trăiești, David, să trăiești. A, dar veniți încoace. Hai, moșule, haide, haide. Bă, moșule, ce bătrân ești. Lasă să stea moșul aici, Rareș. Mulți ani, moșule! Moș Crăciun a venit și la Miruna, o fetiță cu minte și silitoare, care i-a spus o poezie. Și a primit o mulțime de cadouri. Lasă-mă. Pentru Mirurica. Două pentru Mirurica. Moș Crăciun.